Vreau să mai spun un lucru. Nu-i suficient să avem bani ca să putem dezvolta comunitatea. Trebuie să existe, în primul rând, o voință asumată la nivel local și nu doar din partea primarului sau nu doar din partea unui agricultor sau altul. E important comunitatea ca atare să conștientizeze forța pe care o are dacă există gândirea asta logică. Și vreau, apropo de instalarea tinerilor și de potențialul inclusiv al agriculturii, pentru că s-a tot vorbit de vânzarea pământului la străini. Și vreau să vă spun un mesaj foarte clar. Nici eu nu-mi doresc ca pământul să fie vândut la străini. Îmi doresc pământul să fie utilizat de comunitățile locale, pentru că e o resursă pe care greu o puteți obține din altă parte. Și nu puteți, practic, obține din altă parte. Dacă o pierdeți, odată ce ați renunțat la o astfel de resursă, cu greu puteți să o obțineți înapoi. Însă, oricâte legi am dat noi la nivel național de a legifera vânzarea pământului către străini, oricâte legi am dat, nu pot aceste legi să înlocuiască dorința dumneavoastră a proprietarilor de a vinde sau nu pământul, de a-l vinde sau de a-l valorifica la nivel local.